clar deschise ședințele, ședința plenară a Consiliului Local de astăzi, 23 ianuarie. Legal constituită, având în vedere că din cei 19 consilieri în funcție sunt prezenți 14. Sunt motivat domnul Alexa. Domnul Ienia, domnul Nichifor, doamna Sinte, Boinea, domnul Boinea, și cam atât. Înainte de a trece la ordine de zi, supun spre aprobare procesul verbal de ședința din 31 august. Dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Bună ziua, vă spun și eu. Dau citire dispoziției numărul 2315 din 21.9.2015. Primarul Consiliului Județean, având în vedere dispoziții articolului 39 aliniatul 4 din legea 215/2001 din administrația publică locală republicată cu modificări și completările ulterioare, în temeiul articolului 68 aliniatul 1 și articolelor 115 aliniatul 1 litera A din legea 215/2001 din administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articol unic. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcani în ședința de îndată, din data de 22.09.2015, ora 14, în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 40 din 26.03.2009, privind aprobarea proiectului reabilitare infrastructură străzi și pietonală în Municipiul Pașcani și a cheltuielilor necesare implementării proiectului, inițiatorul proiectului de hotărâre primarul Municipiului Pașcani. Până la votul de zi, chiar dacă este un singur articol. Cine este pentru? Trebuie supus la vot, decât și eu. Sunt explicații de dat, lămuriri, privire la proiect, înainte de a da cuvântul la întrebări. Țin să menționez că a fost discutat proiectul și în cadrul Comisiei Economice. S-au primit explicațiile cerute și avizul a fost favorabil la toți cei cinci membri ai comisiei. Fiind și este îndat avizul la comisie, nu este necesar, dar e foarte bine că ați făcut comisie. Bucur. Dacă sunt întrebați, dacă sunt lămuriți în partea inițiatorului sau în realitate? De ce se pune întrebare de ce ședință din îndată și de ce v-a trecut și prin Comisia Economică? Ședință din îndată pentru că am așteptat de la proiectanți perioada destul de lungă cu niște clarificări privind devizul economic și proiectul tehnic, iar noi modificăm prin aprobarea acestui buget, modificăm bugetul și contractul de finanțare și solicităm act adițional la ADR și nu numai ADR, trebuie să ajungem la Ministerul Dezvoltării să ne aprobe acest act adițional. Și cu 60 de zile înainte de finalizarea contractului de finanțare, nu se mai acceptă acte adiționale, deci modificări. Și mai sunt 2-3 zile permise până când, socotind zilele, s-ar depăși practic perioada exact. De asta și intrăm în cele 60 de zile, când nu mai putem interveni pe buget și contractul de finanțare. Ăsta a fost motivul, de fapt, al ședinței de îndată. Altfel, puteam să o lăsăm pentru ședința ordinară din luna septembrie. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, spun la vot. Nu? Da. Să ridică mâna, domnul Vasiliar. Sunt eu să știu că vreți întrebați ceva. Da. Aveți cuvânt. Să nu întrebați domnul Dragoș Hădescu. Să ne lămurească. Deci ce înseamnă majorarea asta? Sau ce e aici? Dar neapărat, doamna Dragoșe, ne-a spus. Poate așa, doamna Dragoșe, da? Dar, deci, în anul 2009 s-a aprobat bugetul pentru cele patru componente, inclusiv pentru trei. Partea de cheltuieli neeligibile data respectivă a fost 102 milioane. În anul 2010, prin revizuirea proiectului, tot ce înseamnă
partea de fântâni arteziene și dotări s-au trecut la neeligibile. Deci la 102.000 s-au ajuns la 912.000. Prin hotărârea 84, parcă din 2010, deci s-a făcut o revizuire a întregului buget, iar partea de cheltuieli neeligibile a fost de 912.000. Acum o creștem de la 912.000 la 1.182.000 de lei, cu 205.000 de lei. Din ce se compune această sumă? Parte de echipament la fântânile arteziene, deci care ele și așa erau neeligibile, a fost prins atunci în 2010, deci partea de echipament... Nu erau prins în proiect? Nu erau prins în proiect, da. Cum se fac fântânile arteziene fără... Tot, cu așa au fost la parc, coțe șmitoare, care era o structură, așa au fost proiectul inițial, așa au deci fost. Deci nu au fost prins. Dar nu sunteți convinși că da. Eu... Când spuneam de proiectul acesta că este incomplet și are atâtea și atâtea care... Dar v-ați votat atunci, domnul primar. Erați, deci, primar sau ce... Nu era. Și au trecut și prin mâinile dumneavoastră. Mulți consilieri de aici erau atunci... Deci, să trebuie ceva de parte. Deci, partea de echipament este 135.600, partea de 35, încă o sumă de 35.000 care aveți prinsă de vis, un proiect reprezintă branșamente electrice și de apă la cele două fântâni arteziene și 34.000 și nu știu cât este o regularizare pe partea de asistență proiectare și dirigenție de șantier, partea de asistență tehnică pentru proiecte. În asta se compune aceste sume. Plecând de la partea de eligibilă la 15.800.000, prin baza licitației sau s-au mai diminuat. Diminuat la 12 milioane, nu știu cât, dar ăștia sunt bani eligibili care s-au pierdut. Deci, asta ar fi ultima majorare, ca să zic așa. A cheltuielor neeligibile. Ultimii bani care îi dăm din... Din bugetul local. Deci noi, față de acest buget care îl aprobăm, pe partea listei de investiții avem 975.000, deci trebuie să mai venim acum la rectificarea asta, cu 100.000 de lei, ca să putem să întregim și toată partea neeligibilă. Dar ăsta fiind un proiect european, el se poate modifica așa în mers? Partea neeligibilă se poate modifica, că vorbim doar de partea neeligibilă. Da. Deci și în termenul maxim 60 de zile de la încheierea contractului de finanțare, care e în 24-25 noiembrie, deci putem face aceste modificări, mergem cu el la ADR și cu ocazia asta o să mutăm și termenul de execuție a proiectului pentru la 31 decembrie, când îmi permite, ca să putem să facem partea aia de recepție finală, partea de audit, toate lucrările, oricum, el se termină la structură. Ea trebuie să fie finalizat. Ea trebuie să fie finalizat și... În două luni de zile sperăm să-l finalizăm. Da. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc și o altă întrebare. Nu mai am. Nu sunt întrebări, spun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, nu mai este cală. Vrei poate pot. Declară închisă lucrările ședinței. La revedere. Cine este pentru ședință?